Fotbaliștii astrei au fost titulari în partidele de aseară ale echipelor naționale, atât în trupa lui Pițurcă, cât și la tineret. Însă, din păcate, cu rezultate mai puțin dorite după egalul seniorilor în Albania și eșecul tineretului contra Franței. Lung Junior va ține minte toată viața înfruntarea cu albanezii. Portarul a apărat pentru prima dată oficial poarta naționalei. În schimb, fundașii Găman și Mățel au fost rezerve, dar pot juca mai mult în viitoarele preliminarii. La selecționata sub 21 de ani, fundașul Țigănașu și mijlocașul Matei nu le-au făcut față cocoșilor și se întorc învinși la echipa de club. Bucuros poate fi antrenorul Astrei, deoarece jucătorii nu au fost convocați degeaba.